Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi vreau să vorbesc un pic despre hrănitoare și metoda folosirii uleiurilor esențiale. Iată aici avem stucul termos și am dat uleiul esențial. Iată, el a fost plină sticluța, consumă cam așa cum se vede acum. Eu am calculat cam 50 de mililitri pe zi. Așa arată, o să acopăr să nu bată soarele. Ce am observat eu prima dată la acest tub, de când este în folosință, este că albina nu ventilează la udin. Dar ce vreau eu de fapt să vă specific azi este că, să spunem că vrem să folosim uleiurile esențiale. Dar majoritatea apicultorilor au la îndemână ulucul. Deci folosesc ulucul sau punga sau știu eu hrănitor de podișor. Problema este că uleiurile esențiale nu se pot da în acele tipuri de hrănitoare. Și atunci aveți nevoie de sticluțe de plastic cu găurele mici date. O să aduc mai aproape, o să vedeți. De ce? Pentru că el trebuie să fie un tratament constant și puțin. Gândiți-vă că primește în 24 de ore aproximativ 50 de mililitri de sirop prin acele găurele mici făcute cu acu. Având aproape tot timpul constant uleiul esențial în coloniile respective. Astfel se poate menține tratamentul constant și nu ne putem infesta din exterior, fiindcă orice varoa va intra cu o albină cu legătoare din exterior, el va da nasul în nas cu acest tratament. Foarte important este să nu utilizați altfel uleiurile esențiale decât în sticluțele astea, astfel de sticluțe, nu chiar în astea, sau în borcane. Putem folosi și în borcane, da, cu un cat deasupra. Eu am calculat aceste sticluțe ca să le pot folosi și în acest tub, pe care se pot pune chiar deasupra, pe site, aceste sticluțe. Astfel a funcționat foarte bine tot sezonul, am putut da uleiurile esențiale. O altă parte importantă este că majoritatea apicultorilor își fac griji că folosim zahăr în tratament. Chiar dacă folosim zahăr în tratamente, nu contaminează mierea. Dar dacă suntem suspicioși, atunci luăm o ramă de miere din marginea cuibului, dăm la centrifugă, obținem aproximativ 2 kg de miere, din care putem obține 5-10 litri de sirop sau chiar mai mult. O să dăm 5 litri de apă cu 1 kg de miere la siropul respectiv și cantitatea de ulei esențial per litru de sirop. Și atunci nu mai avem grijă contaminării mierei cu zahăr, că eventual la zahăr care oricum contaminează mierea, dar pentru cei suspicioși se poate folosi astfel. Deci, asta este metoda de a folosi uleiurile esențiale, nu cauzează furtișag. Din cauza găurelelor mici care sunt date, eu am folosit până la 6 găurele, dar le pot astupa sau pot limita cu o folie, tai o folie mică și las doar gaura care vreau să fie expusă pentru albină și astfel pot trata și mai puțin. De exemplu, pot lăsa 2 găuri, pot lăsa 3 găuri, pot lăsa o gaură, depinde câte găuri vreau eu să fac. Deci cam atât am vrut să vă arăt, să se înțeleagă cum aplicăm uleiurile esențiale și cât de
cât de eficiente sunt s-a văzut în anumite teste și rezultatul final al sezonului o să fie în octombrie. Bun, până data viitoare, numai bine, deocamdată atât am vrut să vă prezint, ca să se înțeleagă cum putem da corect uleiurile esențiale. Acum o să vin să vă prezint găurile, găurile date în sticluță cu acu, un ac de cusut. Iată, astea sunt găurelele, sunt 6 date, atât am folosit. Dar odată ce se va răci timpul, noi o să reducem aceste găuri, acoperim ori cu propolis, le putem astupa, punem un pic de propolis. Cred că e mai la îndemână să pui un pic de propolis și după aceea acea metodă cu nylonul care limitează găurelele. Bun, până data viitoare, numai bine!